Salutare, prieteni, bine v-am găsit la un nou vlog. Sunt aici în bucătăria mare. Să știți că am ieșit prima dată pentru că era mătușa noastră Lucie aici și spune cu doamna Lucie ne înțelegem... Un pic. Da, dar cu șoculița, nu cu mâna. Știți că ne înțelegem bine cu ea. Acum ce să facem? Când mai vorbește patroana, când mai vorbește, când și când, nu putem să ne încetăm cu toată familia. Și sincer să vă spun, am ieșit aici la bucătărie și patroana era foarte supărată, plângea. Chiar n-aveai cum să nu vorbești cu patroana, indiferent ce ar fi spus ea, trebuie să ai inimă în tine, nu? Să vezi omul că plânge și că e supărat, să nu-l bagi deloc în seamă sau să te faci că nu vrei să treci pe lui. Am vorbit cu ea, mi-a spus că a vorbit la supărare, pentru că a crezut că noi nu vrem să mai băgăm în seamă, că ne vedeam mai mult în casa mare, dar i-am explicat că suntem doi care trebuie să ne împărțim la 10. Adică stăm și la soacra mea, mai venim și la patroana, că dacă nu sunt în aceeași casă, toți sunt în aceeași curte. Nu e ca și când suntem separați și gata, nu ne mai vedem unul cu altul sau nu ne mai băgăm în seamă unul cu altul. Am pregătit aici o salată să-i duc și lui Alin, că toată noaptea a fost rău. O să vin după să iau și coșul cu pâine. Și v-am zis și patroana... Lasă-l ia eu! Ia tu. Trebuie să fie și ea mai înțelegătoare, să înțeleagă că nu așa se procedează, să vorbim rău unul de altul. I-am explicat, i-am spus situația. Da, patrona la nervă și-a reacționează. Acum nu știu ce să zic. Ce să mai spun. Ia uite, am încercat să fac o schemă, uite. Stați așa ca să vă duc și farfurii. Lasă schemele acolo. Cine ai făcut Miha, fărățică? Da. Da. Oh. Gata, duce cu Miha. Vreau scaunul, patrona. Ia-ți frucuri. Da, boss. Îmi cam o sărățică aici, am preluat scaunul. Să ai poftă. Nu mănânci. Ai înțeles? Nu mănânci, patrona, că e gata salata. Să să duc și o lingură. Și v-am zis, măi prieteni, eu i-am explicat și lui patroana, că nu e frumos așa să stăm să ne urâm ăștia din familie, unul pe altul. Nu e bine, nu atragi nici în casă lucru bun, curat, când stăm și vorbim unii de alții și ne strâmbăm unii la alții. Pentru ce? Ce avem de împărțit? Trebuie să ne dăm în cap acum sau să facem ce să facem? Nu e bine, i-am explicat și ei, v-am zis... Am ieșit pentru că trebuia să ies, era mătușa noastră aici, nu puteam să o lăsăm așa singură pe toată curtea, să nu ieșim afară deloc. Și am văzut aici pe patroana, v-am zis că plângea, era foarte supărată și a venit la mine să vorbească cu mine. Eu i-am zis, mă patroană, ce avem noi cu tine? Am stat după tine peste tot, la spitale, la pușcărie, am tras toți împreună, ne-am dat mână de la mână să putem să ieșim cu capul la suprafață din toate situațiile astea, pentru ce să fie așa? Prietenii, am revenit. Stați să mă înghezi încă dacă toți s-au apucat aici de vopsit. Uitați cum a rămas și după să usucă vopseaua. Chiar nu pot să las așa, că îmi pare rău de vopseaua asta. L-au lăsat-o fără capac și după ce facem? Că așa rămâne. Nici mânuși nu mai iau nimic. Ia uitați, patroana vrea să facă grătarul roz. Prietene, a rămas vopseaua asta, chiar îmi pare rău de ea, uitați și voi. E fără capac și dacă nu dau acum, nu se mai prinde, că o să se usuce. V-am zis că mătușa noastră e acolo cu oamenii care au venit la muncă. Și dacă ea face acolo, nu mai stăm 10 la un loc, eu mă apuc aici și dau pe cuptorul ăsta ca lumea, să nu mai rămână nicio dungă, nicio dunguliță, nimic. Ori îl facem ca lumea, ori nu îl mai facem. Băieții au o treabă și mie că acum e căldura și să o sucă vopseaua. Ia să văd ce e asta, lavabilă sau... Nu, e vopsea de aia de geamuri. Aia e vopsea? De păi, tocul. Ia uite, pot să mă diluez puțin cu asta. Mai las un momentan. Știi, ca să fie mai subțire, să poată să intre peste tot. Păi da, dar mie că după aia e prea subțire și nu mai... Păi nu pui mult, un pic așa. Pune pe pensulă un pic, știi? Pun în capac. Am zis, prieteni, nici soacra mea nu se supără că venim și la patrona să o ajutăm, pentru că și ea ne-a zis că e femeie bătrână, care și ea nevoie de ajutor,
Doar că așa vin discuțiile astea la nervi, să spune câte o vorbă și uite și tu ce iese, scandal în toată lumea. Nu avem ce să facem, trebuie să ne împărțim. An de zile cum s-au certat, tot familia au fost și tot aici au locuit tot și tot atmosfera asta trebuie să fie și de acum încolo, că nu putem acum ce să facem. Să ne luăm toți mâna unul după altul și să ținem dușmănie așa, o viață. Nu e mai bine acum? E mai bine, dar ziceam, știi, ca să nu mai dau de două ori, să fie mai groasă, dar las că e mai bine așa ca să ne intre. Da, intră peste tot. Ai zis bine tu cot. Asta vreau să dau, dar nu vreau să depășesc. Nu știu, mă, Mihai, era, dar pe timpul patronul, când trăia patronul... Știu că nu era așa, mai zis toată lumea. Nu era așa, știi de ce? Pentru că patronul dădea ocupație la fiecare în parte. Și gestiona situația, să nu mai bătim. Nu mai aveai timp să te ceri, nu mai aveai timp să... Înțelegi? Da, și faza e, cu cât era mai multă presiune, cu atât le dădea mai mult de lucru și mai mult... Și nu le făcea bine. Da. Fiecare știa sarcinile lui și nu mai aveai timp să te cerți, nu mai aveai timp să te gândești că ăla așa, că ăla așa. Bine le făcea cătă, că atunci era lumea mai altfel, da. În vremea aia, dar oricum s-a schimbat lumea de atunci, nu mai e nimic la fel. Da, patronul a murit în 2012 și de atunci dai seama. Soacra mea s-a apucat acolo la etaj, v-am zis că mai avea un pic de aranjat, să-și facă ea alea cum știe. Am ajutat-o jos acolo, am făcut curat și după am fugit aici în curte să văd ce mai e de făcut și aici. Pentru că în primul rând vine Paștele, prieteni, și dacă nu ne ajutăm unii pe alții să terminăm și să facem ceva aici, degeaba. Poți să pui pauză cătă dacă vrei să vorbim. Da. Alo. Bun, hai. Hai, bun. Pe Revolut. Bine, hai. Mamă, mami, vreau și eu să dau. Nu poți, că te spăiești tot. Un pic. Te rog frumos. Hai, fă-i așa. Bă, aulău, numai că uite-ți să lăpă mâna mea, uite. N-ai cum. Un pic. Păi și un pic și după aia te ștergi pe haine, mă, David. Nu știu. Păi știu că ți-e... Drag, uite, nu te... Încet. Nu, e mult. Stai, să-și prea mult. Stai să o scurgem. Vezi cursă, David. Gata. Așa, încet, cu stai, grijă, cu răbdare. Nu tot aici, dă-i mai jos. Așa. Hai să uităm aici. Apasă puțin. Așa, că știu că ți-e place să faci treabă, mamă, da. Da, era mișto și așa cum de David. Asta te spuiește. Să rămân așa, grizonat. Da. Ia, de la mine. Nu, lasă-mi să rămân așa, să fie frumos. Nu, păi, nu mai merge nici vopseaua. Dar să lași așa creșionat, cum am făcut. N-am cum, că dacă îl fac tot într-un fel, mamă, n-ai cum să faci un așa și un așa. Dar sus, faci? Sus mai vedem cum faci. Îți aduc eu scara. Păi nu, că pot. A, mai sus, acolo, da, vedem scara. Și v-am zis, mai prieteni, chiar nu știu ce să mai zic. Bună, Miha. Bună. Faci grătarul roz. Dacă tot a început să fac roz, așa îl facem acum. Vai, nu-i cum să-l faci altă culoare dacă e început cum așa? Cum se face ce? Păi Cătă, ce părere ai? Cine, e frumos roz? Păi e fain. Ha? Roz? Da, ce are? Ce are roz? E cam pare. Cum mai am cuvinte? Să fac și un TikTok. Dar fără muzică. Fără. Prieteni, nu se poate așa ceva. În șatră la Strehaia transformăm totul în roz. În roz. Lui Barbie. Mesele roz. Și ultimul tip, grătarul roz. Mihaela, pe ce banda? Vreau să avem cel mai unicat grătar din toată țara și să-l facem roz. Uite, pentru că acesta este grătarul lui Barbie. Lui Barbie. O invităm pe Barbie la Strehaia pentru că la... Avem și florile acolo roz. Totul roz, David, totul roz. Mai avem să ne vezi că vopsim toată asta. Patrona a dat comanda asta să se transforme totul în roz în șatru. Că
Ca să avem viața roz, să nu mai certăm. Să fie totul roz. Nu așa mie? Cum ar fi papa mea să facă totul strihara, să fie roz? Da. Hai că e frumos grătarul roz, nu? Mie-mi place, sincer. Păi bun. Ultimul tip. Ia uite cu roz. Ia de-i către. Patroana, mai ești supărat acum că s-a grătarul? Nu mai prea ce să mă ajută și pe mine în roze, vezi? Da, mă, prieteni, patrona nu e o femeie rea, patrona vrea doar să fie toată lumea unită până la urmă. Știți cum sunt bătrânii. Hai că plinde culoare, e mișto. Da, e mișto. Vreau să dau până toate găurilele astea, mici, că mie îmi place să fie la dungă. Da, alea trebuiau date cu albul, știi? Alea nu mișto. Trebuia, dar... Păi și ce, puteți să cumpărăm după cutiuță și doar trasezi cu o pensulă da, mică. Da, pensulă mică. Aia nu e problemă. Să prinde asta prima mână, să se ia ca lumea și după aia mai vedem. Da, că e bine și așa tot roz. Să ne ajungă e problema, mai e poftea de asta. Ia vezi, cred că mai e în cutie acolo. Că trebuie să ne ajungă măcar la tot, dacă ne-am apucat de o treabă să fie treabă. Nu mai am un apal dacă vrei să vezi ce mă pot să fac? Ia uite! Pune camera pe mine! Să fac un chef! Ia, David! Nu, stai! O să încerc! Dacă nu-mi reușește... Vreau să fac aia, să vină peste cap așa! Ia bravo! Nu pot. Hai, mă, că pot. Ce eu nu mă pricep la fotbal, David. Ia uite, vezi. Pun un picior așa, unul așa și după aia ridicul. Haideți că mergi, Gemma. Ușor, ușor, mergi. Da, e bine. E grăbit. Nu am prins bine. Eu aș mai băga diluant cât să mai fie. Mai bagă, păi asta ziceam și eu. O să mai bagi, că n-are nimic. Pigmentul e același. Oricum, diluantul se evaporă. Mai bagă și ca să ne ajungă, că ia uite cât mai e de făcut. Mai e ceva. Da. Ia să vedem dacă mai e aici, am vopsea. Nu mai e acolo. Nu, nu. Ia aici. Au, acolo e apă, nu știu ce e. E diluant. E diluant. Nu știu cum așa, n-am ce să fac, că n-ajunge. Și după aia rămâne... Dar amestecă bine cu pensula. Au amestecat. Ia uitați, prieteni, ce s-a întâmplat aici. O accidentare. Ia explică-ne aici nouă, David, ce s-a întâmplat. Dar eu sunt de vină că l-a pus patroana aici. Corect, deci nu ești de vină. Da, oricum am și de aceea o să faci curățenie, nu? A, nu. Ia să te vedem, cum strângi tu pământul. Unde e mătura? Hai că tu ești copil. Hai al cu mâinile. Nu. Așa. Lasă. Hai al cu mâinile. Hai lasă. De la mine. Așa. Bravo. Lasă-l pe David. Stai că mă ajută și eu. Păi da, David l-a scos. Nu contează. Dar din greșeală. Păi știu, în toamna de asta vreau să-l pui tu, David. Ia să un pic pasana, că-mi vreau să o pun mâinile. Am pus mâna ăla. David! Ia de frumos, tot frumos. Ia da, mi-a dat pachet! Cine mi-a dat pachet? Ia de papa, mă. Ia să pui, mi-a dat. Și după aia măturii acolo ce mai e, da. Că-i
să avem cât? 11 minute. Cred că putem să mai punem pauză și mai revin, că e aproape gata. Punem pauză, prieteni. Dar unde pot să mă duc să iau apă? Davi, ce faci acolo? Te-ai pus la treabă? Dacă cătă nu mă ajută, s-a dus de frică să nu facă muncă. Mă, stai că te ajut eu. Pe mine de ce nu mă lași? A? Îți place, grasule. Aha. Spun ceva, dar ce spui la el? Eu. Zi. Cătă să zici mai că se-l bate oficiala. Las că nu șterg eu să vadă oficiala ce ai zis. Nu, te rog. Bine, bine. Hai, lasă-mi pe mine, să iau eu repede. Nu. Păi de ce nu? Hai, nu, bine, fă-ți de lucru acolo. Eu las așa. Prieteni, eu mai am un pic aici, partea de jos, și după aia mai am partea de sus. Haideți că mă bag iară la treabă și vă arăt finalul. Prieteni, am revenit. Gata, am terminat partea de jos, iară tot David. Și m-am apucat pe aici, pe sus. Da. Mai avem un pic, un pic de tot. Să văd cum să reușesc să dau până sus de tot, că acolo nu mă ajung. Da. Serios. Păi da, acolo trebuie scară, da? Am eu scară. Știu unde e. Nu, că aia cade. Aia nu mai e stabilă. Bă, ce m-ai speriat, cătă. Când mai ajung eu la București? Păi nu știu. Prieteni, aici. Eu uitați culoarea, am făcut iar aici. Iar patru ani. Ce faci, patroană? Îți faci pat pe leagăn? Lasă că mi-e rău cu doamne. Și prieteni, suntem aproape de final. Haideți că revenim cu rezultatul și vă lăsăm. Revenim cu rezultatul!